Salutare picanților și bine v-am regăsit la un nou clip. Eu sunt Antonio Pican și astăzi o să facem un nou clip creepy după foarte, foarte, foarte multă vreme. Cred că ultima dată când am făcut un clip de genul acesta a fost la Siri sau să fie Google Translate. Nu știu, dar dacă vreți să continuăm această serie, nu uitați să rupeți butonașul de like, să dați un share pe Facebook și Instagram, să le arătați și prietenilor voștri, pentru că clipul de azi o să fie un clip care o să vă dea pe toți pe spate. Înainte de a continua clipul, voiam să vă spun de cea mai tare platformă de cloud gaming, www.boosteroid.com. Boosteroid este o platformă care te ajută să joci jocurile tale preferate, indiferent de performanțele calculatorului tău. Asta înseamnă că poți juca jocurile direct online, fără să le mai descarci, fără nici o problemă. Jocuri full HD în 60 de frame-uri și tot ce ai nevoie este internetul tău și un browser. Iar dacă cumva nu dispui de vreun calculator, nu e nicio problemă, pentru că Boosteroid te ajută oricum. Acum poți juca jocurile direct de pe telefonul tău mobil. Da, ați auzit bine, CSGO, GTA 5 pot fi jucate acum direct de pe telefonul tău. Intrați chiar acum, link în descriere. Cred că toată lumea știe ce este Google Earth sau Google Maps. Este o aplicație de la Google prin care poți să vizitezi alte orașe, alte țări, alte continente, să le vezi prin satelit, să le vezi pe stradă și foarte, foarte multe alte chestii. Pe Google Maps și pe Google Earth poți să ai parte de niște vederi foarte, foarte frumoase, să vizitezi munți, să vezi mări și alte țări foarte, foarte frumoase. Dar nu de fiecare dată Google Earth îți poate oferi ceva frumos. De aceea eu, Antonio Pican, o să vă prezint astăzi cele mai creepy, cele mai înfiorătoare lucruri găsite vreodată pe Google Earth. Este foarte, foarte, foarte important să urmărești cât poți tu de mult din acest videoclip, pentru că eu o să văd și dacă voi urmăriți aceste clipuri și vă plac, o să venim și cu episodul 2 din Google Earth. Așa că uită-te la tot clipul, pentru că sunt cu ochii pe tine. Unele lucruri sunt mult prea înfiorătoare, mult prea creepy, așa că Google Earth a decis ca acele lucruri să le scoată, să le blureze, să scape de ele. Așa că în momentul de față, majoritatea lucrurilor pe care o să vi le arăt eu aici nu mai pot fi găsite pe Google Earth cel actualizat pe 2020. Din fericire pentru noi, am reușit să găsesc o portiță prin care să putem călători în timp pe aplicația Google Earth. Așa că am decis să merg în anul 2009, pentru că în 2009, în Olanda, aproape, foarte aproape de Amsterdam, la aceste coordonate, a avut loc o crimă oribilă, o crimă care își lasă urmele în aceste coordonate care se pot vedea din spațiu cu ajutorul unui satelit. Vreau să vă uitați atenți și să priviți urmele de sânge care încă se văd. Cred că aceste urme sunt proaspete, pentru că se văd clar urmele de sânge, culoarea roșie, și pare să fie avut loc o crimă aici, pentru că se pare că a fost trasă o persoană undeva de aici, pe acest ponton, sau cred că așa se cheamă, dusă aici, aici a fost lăsată și aruncată, cred că mai târziu, în apă. Este foarte, foarte înfiorător, iar Google Earth a decis ca în anul 2010 această parte să o blureze. Din câte vedeți, partea asta nu mai este valabilă, deci doar în anul 2009. Este înfiorător să vezi așa ceva. Mi se pare foarte, foarte, foarte creepy și această scenă, nu știu ce părere aveți voi, dar mie mi se pare extrem, extrem de creepy. Nu-mi vine să cred că lucruri de astea se pot întâmpla în viața noastră de zi cu zi și, sincer, mă înspăimântă rău, rău, rău de tot, serios, chiar rău de tot. În caz că ați fost pe live, multă lume mi-a spus să merg în acest oraș, pentru că în acest oraș din Irak se poate vedea cu ochiul liber din spațiu un întreg lac de sânge, un întreg lac roșu. Așa că haideți să mergem, suntem în anul 2009 și sper să găsim ceva în anul 2020. Nu se poate vedea absolut nimic cu ochiul liber, adică apa este chiar normală și nu îmi vine să cred. Nu îmi vine să... Păi chestia asta chiar merge, what? Ăsta e un lac de sânge. Ăsta este un lac de sânge, se poate vedea cu ochiul liber, adică like, și nu cred că este o eroare, pentru că aceste lacuri sunt absolut la fel
și au o culoare normală de apă și acest lac este de sânge. Multă lume spune despre acest lac că ar fi fost făcute niște teste chimice și de aia a luat apa o anumită culoare roșiatică. Multă lume spune că din cauza unui... Multă lume știe că în Irak sunt foarte, foarte multe scandaluri, războaie, etc. și s-ar putea ca în acest lac să fi fost aruncate multe, multe, multe corpuri. Dar totuși, câte corpuri să fi fost aruncate în acest lac, ca acest lac să ia o culoare așa de roșiatică? Guys, am zis că o să aleg cele mai înspăimântătoare locații, dar pe mine lacul ăsta chiar mă înspăimântă. Este și ora 4 dimineața când mă uit eu la lucrurile astea și deja mi se face mega, mega, mega frică. Poate multă lume crede că este un edit și că acest lac l-am făcut eu roșu dintr-un program de editare. Dacă nu mă credeți, intrați astăzi la ora 8:30 pe live și o să vedeți cu ochișorii voștri live, dar absolut, deci sunt absolut înspăimântat și pun pariu că nu este o eroare pentru că toate apele se văd albastre, frate, numai acest lac se vede roșu. Nu înțeleg ce explicație ar putea să fie, eu singura explicație aș putea să o dau că acest lac este un lac de sânge. Următorul lucru înspăimântător pe care l-am găsit pe Google Earth este acest monument, cred, sau o chestie, nu știu absolut, nu știu ce este. Dacă aveți voi idee, scrieți-mi chiar acum în comentarii și dacă aveți vreo explicație pentru fiecare lucru găsit pe Google Earth, vă rog frumos să scrieți în comentarii. Cu o... cu un simbol, pare a fi un simbol cu o persoană, pare a fi un fel de om, dar nu este un om și este foarte, foarte, foarte creepy. Cel puțin mă uit la fața lui și sincer chiar mă înspăimântă, mă sparge, mă dă foarte mulți fiori. Și faza este că acest lucru, acest monument, această chestie este fix în mijlocul nimic, gen nowhere, like, uitați-vă cât de îndepărtate sunt unele orașe, dar asta nici măcar orașe nu sunt, sunt denumiri ale unor vârfuri. Și uitați-vă cât de depărtat sunt și monumentul ăsta este aici, like, făcut de nimeni. Ce explicații puteți să-mi dați? Oare e făcut de extraterestri? Oare este un monument făcut de cineva anume care a ajuns aici, nu știu, cu un elicopter? Habar nu am, frate, dar pe bine, sincer, chestia asta mă înspăimântă. Este foarte, foarte, foarte ciudat și cam gata, că nu mai pot. Următorul lucru creepy găsit de mine pe Google Earth este un iepure uriaș în mijlocul unui câmp. Un iepure de vreo 10 metri, 20 de metri, nu știu, un iepure gigant care a fost și mutat din loc. Este foarte, foarte, foarte ciudat și nu-mi dau seama cum ar fi putut să ajungă un iepure roz aici. Puteți să vedeți și voi. Este totul pe Google Earth, frate, și nu îmi vine să cred cum a putut un iepure să ajungă aici. Vedeți că iepurele de fapt era întreg, like, dar a fost dus aici. Uitați-vă și voi, uitați-vă cum arată. E foarte ciudat și uitați-vă că e un lucru pe care îl putem selecta, like. E destul de creepy și îmi văd aici că nici anul în spate nu pot să-l mai dau. Like, 2012 este ultimul an. Dacă dau mai în față, like, prin 2015, vedeți că locul ăsta aici deja a fost pietruit. Deci înseamnă că acest iepure a stat ceva timp aici. Nu știu care e explicația lui, nu știu dacă este vreun monument sau ceva anume, dar mie mi se pare destul de înspăimântător. Și el e creepy, nu mai este întreg, este o jumătate, iar în momentul de față, pe Google Earth 2020, nu mai poate fi găsit. Unde a dispărut dita mai iepurele de vreo 20-30 de metri? Unde? Este foarte, foarte ciudat. Oare a picat pe aici, nu știu, în pădure, restul trupului, nu știu. Hai să căutăm, poate găsim, dar nu prea cred. Nu prea cred. Unde s-au dus picioarele? Unde s-au dus? S-au topit? Din ce e făcut? Din zahăr? Uite, pare aici că ar avea picioare, dar nu știu ce să zic. Dacă mă apropii așa mai mult de el, aici sunt niște pietre, aici este iepurele și iepurele pare avea o gură destul de mare. Nu știu, cealaltă urechiușă nu mai este. Nu știu ce să zic, guys, dacă aveți voi vreo... Nu știu ce impresie aveți voi, guys, habar nu am, dar vă rog frumos să-mi scrieți în secțiunea de comentarii pentru că acest iepure mi-a cam lăsat un gust amar în gură. Picanților, nu vreau să vă sperii, dar următorul lucru vă poate afecta emoțional.
O să vă spun și o poveste despre acel loc și o să vă arăt și dovada. Povestea este că un om nu a mai fost găsit timp de 9 ani. Adică timp de 9 ani el nu a mai fost găsit, a fost dat dispărut și la un moment dat a fost declarat mort. Familia lui mereu s-a întrebat când o să vine, când o să apară. Este, cred că, cel mai urât sentiment să știi că o persoană a dispărut și să nu știi dacă mai este în viață sau nu. Iar într-o seară, un internaut naviga liniștit pe Google Earth și căuta ciudățenii. La un moment dat, într-un lac, a găsit o mașină. Se vedea clar că acolo este o mașină. El, aflându-se aproape de acel loc, a ales, în loc să meargă el până acolo, să alerteze autoritățile și să vadă ce vor găsi în acea mașină și dacă chiar este o mașină acolo. Autoritățile au mers la fața locului și au găsit în mașină trupul mort al acestui bărbat timp de 9 ani. Vă dați seama că era dezintegrat și chestii. Și da, în momentul ăsta Google Earth a ales să nu șteargă acele imagini, să nu blureze lacul. Și mașina încă mai poate fi văzută. O să vă arăt acum câteva imagini. Ok, guys, deci acesta este lacul. Acesta este lacul despre care vă vorbeam. În momentul de față noi suntem în Florida. Iar dacă aici, în partea asta, dăm mai mult zoom, deci ăsta este Google Earth-ul, Google Earth-ul pe care puteți să-l vedeți și voi, și aceste imagini le puteți vedea și voi dacă căutați cu coordonatele respective. Și aici, dacă mă apropii, vedeți că este o urmă de mașină, o urmă de mașină care a stat acolo 9 ani. Poliția a ales să nu scoată mașina și să o lase în autoritățile au ales să nu scoată mașina din lac și să o lase acolo, pentru că nici nu mai avea rost să o scoată și cred că au lăsat-o acolo în semn de respect, în semn de odihnă pentru cel care a murit în acea mașină. Și da, este o poveste destul de tristă, este destul de interesant și cam așa arată mașina în acest lac. Mi se pare destul de ciudat, adică, băi frate, acești oameni care stăteau în aceste case nu puteau și ei, like, să vadă, like, cum a ajuns mașina aia acolo, trebuia să intre printr-o curte, prin ceva, nu putea nimeni să vadă, să alerteze poliția, ceva, absolut nimic. E foarte ciudat ce se întâmplă. Foarte, foarte ciudat. În momentul de față suntem în satul Miyoshi din Tokushima, din Japonia, un oraș foarte, foarte ciudat, cu o poveste aparte. În acest sătuc, uitat de lume dintre munți, stăteau foarte, foarte, foarte puține persoane, iar toate persoanele alea care au murit și femeia asta rămânând singură, ce s-a gândit să facă? Ei, femeia s-a gândit să facă păpuși, frate. S-a gândit să facă o păpușă pentru fiecare locuitor care a murit, iar păpușa aceea a respectivului decedat să o pună în locul în care el își trecea timpul cel mai mult. Și așa acest locaș, acest sat a luat denumirea de orașul păpușilor, frate. Și puteți observa și voi aici aceste două păpuși, aceste două băbuțe. Hai să mergem încolo. În momentul de față acest sătuc este populat și este și vizitat de foarte, foarte multe persoane, pentru că, de ce să mint, chiar este un sătuc interesant. Uite acolo, cred că avem și un copil care, nu știu, stă pe chestia aia de poștă. Și acolo sunt câteva păpuși și acolo sunt câteva păpuși. Mamă, acolo sunt două babe cu doi moși. S-a terminat. Și da, frate, adică nu pare așa de ciudat, dar noaptea, frate, dacă ești noaptea în satul ăsta, cred că chiar pare ceva, adică uitați-vă ce fețea. Și eu nu înțeleg, gen, cred că femeii respective erau urât în tot satul, frate, să stea singură. Frate, și a zis, bă, decât să, așa, hai mai bine să găsesc, like, niște păpuși, niște cârpe, niște așa, să creez niște păpuși ca să nu mai fie urât. Bă, dar nu pare așa de creepy, dar noaptea... Noaptea cred că mori, ești nebun. Picanților, următorul loc pe care vreau să vi-l arăt nu este din Africa, din America, din Asia, este chiar din România noastră. Este un loc din Google Earth care chiar a atras foarte, foarte, foarte multe priviri și vreau să vi-l arăt și voi. Este vorba despre un OZN, frate, un OZN găsit, da, la noi în România, frate. Care a fost văzut din spațiu pe Google Earth și încă poate fi găsit la aceste coordonate pe care le vedeți chiar aici. OZN-ul arată cam așa și foarte, foarte multă lume a fost interesată să vadă și multă lume a fost interesată să vadă care este secretul, ce este, e chiar un OZN și cam așa arată, știu, arată destul de creepy, arată destul de creepy și da, este chiar în România noastră, dacă vreți vă și spun unde este, este aproape de Urseni, Moștița Nouă, mai precis în județul Timișoara, frate. În această pădurică, uitată de lume, chiar e foarte ciudată pădurica asta,
puteți găsi acest OZN care e destul de creepy în România. Guys, pentru ultimele locații nu am ales ceva creepy, nu este clickbait, este chiar un bonus pentru voi, pentru că aș vrea să vă arăt ceva foarte, foarte, foarte interesant. Nu știu câți dintre voi încă vă mai uitați la desene animate, dar copiii cred că încă se uită la desene animate, așa că dacă știți desenul Gumball, vreau să vă arăt un secret foarte, foarte mare. Casa lui Gumball, atât cât și a vecinilor lui, sunt în realitate. Există în realitate, guys, și vreau să vă arăt și vouă chestia asta pentru că mi se pare super, super, super genial. Iar pe lângă lucrul acesta, există până și școala din Gumball. Școala din Gumball, da, există în realitate și vreau să vă arăt și vouă lucrul acesta. Ok, guys, și tocmai ce am ajuns la căsuța lui Gumball și a familiei Robinson și a toată lumea așa, pentru că eu chiar urmăresc seria acela animat, chiar îmi place, de ce să mint. Băi, nu știam că există căsuțele astea în viața reală și nu știam, și multă lume mi-a spus că băi, cum să nu știi că există și turnul titanilor și multe, multe, multe altfel de chestii. Bă, în momentul de față, în anul 2020, am înțeles că aceste căsuțe sunt blurate, bine, de fapt am și văzut lucrul ăsta, dar eu am dat timpul înapoi și tot blurate sunt. Băi, ești nebun, tot blurate sunt, nu pot să cred așa ceva. Mă rog, până la urmă putem să vedem căsuța asta a familiei Robinson. Din câte vedeți, asta este căsuța familiei Robinson. Pentru cei care urmăresc serialul, știți, asta este căsuța familiei Robinson și nu vine să cred încă o dată că lucrul ăsta există, frate. Iar casa familiei Watterson sau casa lui Gumball este aceasta pe care vă arată aici în această poză, și aceasta este a vecinului. Sunt casele blurate de pe Google Earth. Știu, arată izbitor. Știu, arată izbitor de asemănător. Știu, chiar sunt identice, frate, sunt identice, adică desenul ăsta a fost inspirat din casele astea, frate. Mi se pare genial că un desen există în viața reală. E genial, frate, și îmi place foarte, foarte mult. Iar bonus, mai vreau să vă arăt ceva, mamă, deci dacă clipul ăsta nu vă place, nu știu ce vă mai place, frate. Dar ultima locație din această seară este nimeni alta decât școala la care învață Gumball în serialul animat Gumball, minunata lumea lui Gumball, școala Elmore, frate, da. Am reușit să o găsesc și pe aceasta, o să pun imediat omulețul aici să vă arăt școala, frate, școala care este, bă, identică, frate, identică, deci uitați-vă și voi. Asta este școlița Gumball, școala Elmore, aici se ceartă Gumball cu maimuța aia obraznică mereu, întotdeauna. Este o școală mare, frate, mare, și este identică cu cea din serialul Gumball, care este un serial animat la desene, la televizor. What? Ce se întâmplă, frate? Este genial, frate. Guys, cam acesta a fost și clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonașul de like, să dați un share pe Facebook și pe Instagram. Foarte, foarte important să vă abonați și să apăsați clopoțelul. Eu am fost Antonio Pican și până data viitoare, adică astăzi la ora 8:30 pe live, eu v-am pupat, pa!